Ideea de a instala o asemenea tablă aparține unui locuitor al capitalei care este împătimit de șah. Acesta a primit ajutor din partea Academiei Naționale de Șah și a Primăriei Capitalei. Potrivit lui Dragoș Musteață, el nu a devenit mare maestru internațional, dar iubește șahul din copilărie. Jocul de șah este un joc care dezvoltă inteligența, să spunem așa, la societate, la oameni. Dar este un joc strategic și benefic pentru populație. Decât persoanele, tineretul să meargă prin baruri, să ocupe cu prostii, mai bine să joace un joc de șah. Tabla are 4 metri pe 4 metri și grosimea de 20 de centimetri. Inițiatorii proiectului susțin că, în afară de capacitățile intelectuale, șahul poate îmbunătăți și forma fizică. Uneori, cea mai grea piesă este calul, care cântărește 14 kg, însă nu acest lucru este important. Noi urmărim scopuri cu mult mai importante, scopuri strategice de a duce șahul la copii, de a dezvolta tânăra generație și, bineînțeles, că de a crește nivelul intelectual a poporului nostru. Primarul de Chișinău, care a participat la inaugurarea acestei table, a jucat și prima partidă. Dorin Chirtoacă a fost ajutat de finalista campionatului Europei, iar adversarii săi de premiantul campionatului mondial și mare maestru internațional. De fapt, Viorel Iordăchescu a comentat mai mult decât a jucat. Constantin Pleșca a decis singur ce mișcări să facă. În final, tânărul șahist l-a învins pe edil. În spațiu public n-am mai jucat, am jucat acasă. Neobișnuită, aș spune, este această partidă, pentru mine cel puțin. Și oricum, este o partidă simbolică. Și întotdeauna în viață câștigi, pierzi, nu poți să câștigi tot timpul. Și jocul de șah este unul bun pentru a-ți antrena capacitatea de a gândi pe termen lung. Evgheni Mancovski, Iurie Cuțu, pentru Cotidian.